Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99. De data aceasta avem ceva foarte scump de făcut pentru că o să deschidem 50 de Rainbow Mini să vedem dacă merită. Valorează 46 de milioane în total. Îți dai seama dacă am vinde toate astea câte gemuri am face, adică practic cât uși, uși, Bine, ușuci în momentul de față 56 de milioane, de la 47 acum o lună la 56, e foarte, foarte mult. Dar dacă e să ne ducem aici la iteme, avem Rainbow Mini 50, Farmate, desigur. Deci, eu n-am cheltuit nimic. Maxim, aș pierde dacă nu le-aș vinde. adică dacă e să le deschid și au 30 de milioane, tot e 30 de milioane profit că le-am farmat pe gratis. Dar hai să vedem ce poate să pice din una. Mai întâi hai să deschidem free gift-urile astea, pentru că mereu uit să le deschid. Dar dacă e să ne ducem aici, gata. Vedem, deschidem unul să vedem exact ce pică, da? Acum unul valorează 920k. Îl deschidem pe ăsta și ce ne dă? Săi să dispară toate chestiile de aici. Ne-a dat niște poțiuni, niște tapauri, adică astea sunt practic inutile, știi? Nu valorează chiar atât de mult. Adică dacă să mai deschidem încă unul, pică fix așa. 50k împreună cu ce? Nici măcar... 150k, de din toate alea ne-a picat 150k, de aici ce pică, uite bine, sunt câteva chestii bune, dați de 7, de Bine două poțiuni. Chestiile astea chiar merită dacă ai să deschidem mai multe, da? Deschidem 10 și ce poate să pice de aici? Toate astea itemele sunt picate de acolo. Dau niște crystal key, dau niște damage de poțiuni, dau o grămadă de poțiuni de diamant, de coins, avem o grămadă de cărți, dar așa ceva wow nu este, știi? Dacă e să mai deschid una și doar una. 145k cu 10k cu 20k, de practic aici a venit 130 de k diamante, da? Și unul valorează 920k, deci de fiecare dată pierdem ceva. Dar vreau să văd dacă poate să pice cărți de level maxim. Asta e 97k, da? Și dacă e să deschidem ceva care se poate să fie de level maxim, de 9 cărți, de 9, dai seama dacă am avea norocul acesta, nici măcar nu știu dacă e posibil, dar hai să vedem dacă deschidem 8, ce se întâmplă acum. Mă lasă să deschid sau a picat jocul? acum acum nu știu ce se întâmplă, dacă a picat jocul, dacă a picat altceva, dar stai să vedem ce se întâmplă. Pot să deschid acum? Dacă nu apar, adică da, probabil cu conexiunea de internet nu o să meargă, nu înțeleg de ce se întâmplă asta, e o grămadă, de o grămadă, de ori se întâmplă chestia asta și jocul ăsta chiar ar trebui reparat. Acum nu știu dacă o să pot să fac ceva legătură cu asta sau da, mă bagă din nou. Acum o să fim pe server public și nu e nicio problemă. O să deschidem din nou, să vedem ce pică. Îți curios dacă ne bagă sau unde ne bagă și cu cine ne bagă, pentru că de obicei vă bagă cu prietenii când intrați într-un server public. Și acum suntem aici cu, hai să se termină asta îți dau skip, suntem aici împreună cu Carolica Bos. O, Carol, salut frate, salut! Și atât, suntem doar cu el, da? Ia să vedem, să mergem fix aici, să mai deschidem, pentru că nu m-a lăsat, s-a dus conexiunea la internet și avem fix așa, da? 38, mai avem de deschis. Deschide și noi 8, să vedem ce pică. De obicei sunt câteva mai bune, adică cărți de 7, de 8, avem aici niște chei secrete, avem o poțiune de level maxim, stai un pic, stai un pic, avem o poțiune de cois de level maxim, de șansa este acolo, știi? Dar e foarte, foarte mică probabil, Ia să mai deschid și o 4, 6, aici avem o carte de level maxim, momentan poate stiu orb, să spuneți în comentarii dacă ați văzut o carte de level maxim, de level 9. De un moment dat, până acum n-am văzut nimic, mai deschidem încă 4, da, poți un de level maxim de diamant dă, că de level 7 minim, da, minim 7, 8, 9. Dacă e să mai mă duc să mai deschid încă una, ce dă? Bine, dă două cărți de strong pets și strong pets din nou și costă 140 ca diamante, dar una de asta dacă ar fi să vindem puteți face mult mai bine rost. Mai deschidem încă nouă să vedem exact ce pic. Uite, poțiune de diamond, uite, Poțiune de damage de level maxim. Wow, niște text spinny wheel. Bine, acum câte tech spinny wheel avem de astea? 83, da? Ia să vedem dacă pică ceva de aici. Dacă ai picat Shugius, dai seama ce șansă mare am avea, ce cât de nou să fim. Bine, momentan de aici nu pică nimic, interesant, de-aia dau skip. Poți faci chestia asta de câte o vrei. O faci extrem de rapidă și poți deschizi câte vrei tu așa. Să vedem exact ce pică din toate chestiile astea. Tichete... u uh, 60k, wow, atât de mult și Bine, Teoretic 60k e chiar foarte mult, pentru că dacă e să vinzi un ticket spinny de ăsta, al vinzi pe 10k, 15k. Ia să vedem ce pică. Pică ce am sonurile astea? Și n-a picat. 50 chiar e destul de bun. Dar până pică durează extrem de mult. Aici avem 3100. Ia să deschidem și noi până facem 3100 fix, care aveam 3185. Și după deschidem restul de Rainbow Chest. Astea clar merită vândute. După cum ați văzut, merită vândute. Dacă din alea stai că primim și diamante, nu? Am avut puține diamante, stai că chestia asta n-am calculat-o. Avem 309 milioane de diamante. Stai că eu credeam că avem mai puțin, vreo 297 de milioane, nici n-am văzut, nici nu știam că dă, n-am picat niciun reality, asta este. Stai un pic, stai un pic, ce? Uite că dă, dă diamante, nu știam chestia asta, atunci poate, poate ar merita, dar nu știu câte diamante dă, pentru că avem extrem de multe. Dar cu siguranță mai bine îl vinde, stai să vedem ce pică din ele. Pică un chamstone, pică niște. Bine, da, pică câteva câte câte de level 7, de level 7, nu e atât de wow, dar totuși. Ia să mai vedem, mai avem câte. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5. Deci din 5 a făcut 200 ca diamante. Da, clar nu merită. Clar nu merită. Uite, cărți de level 8. Căr, cărți de level 9. Maxim, gata, am primit. O carte, deci e posibil să pice cărți și poțiuni de level maxim din Rainbow Chest. Dar șansa e foarte, foarte mică. Mai avem încă 3. O, o carte de Strong Pets și un Diamond de Potion de level 7, atâta doar două, dar măcar e carte de level maxim. Acum la final pică o grămadă de cărți de level maxim. Treasure Hound, Treasure Potions și mai avem fix aici încă unul, da? Din ultimul a picat o carte de Treasure de level 9 de maxim. Asta chiar merită, valorează puțin mai mult, dar până pică... Stai, cine e ăsta? E cu noi? Nu-i cu noi, e un random. Acum dacă este să mergem aici, clar, după cum știți nu merită. Vinde să rainbow da? Dacă e să mergem aici, ia să facem o strategie, da? Facem toate cărțile astea de coins în 7, da? Ia să vedem dacă se duc în 8. Și nu s-au dus în 8. Ia să vedem dacă mergem la upgrade. Astea toate ar trebui să se facă de level 8, da? Stai un pic să le fac pe toate. Astea ar trebui să se facă toate de level 8, da? Ia să vedem dacă se fac câteva de level 9. Uite, avem coins de level 9. S-au upgradat, pentru că e șansa de 10% să se poată întâmpla asta. Upgrade în șans, da? Ia să vedem. Deci, dacă e să mergem bine, putem să facem și asta la level maxim, pentru că la level maxim e mult mai bine să ai cât mai multe de level maxim, chiar dacă dai 1.8 milioane să se facă toate. Și după ce mai putem, ăsta toate trebuie să facă de level 7, da? Ia să vedem dacă putem cumva. Bine, și asta bine, nu lasă. Ci... Ok, de 15 milioane, clar nu merită. Ia să vedem dacă se face una de level 8. Din păcate n-am avut niciun level 8, dar mai putem da încă o șansă, da? Bine, mai puțin pe alea de coin, alea de coin nici măcar nu avem, da? Ia să vedem dacă vreun una de asta se face de level 9. Și e de level, nu pot să cred, 6 de 10% la 3 din astea am avut criticală de 9, diamonds de 9 și la chex de 9, care valorează 11 milioane. Nu pot să cred că de că am avut. Deci, wow, 6 de 10%, bine, 10% individual, n-a fost la toate în total 30%, 40%. Nu vine să cred. ăsta e Carol? Nu, ăsta e Ale. Salut, frate! Ăsta e carul? Ăsta e Sleby, O, oh, salut Sleby, Cu Geo aici. Cu Bosulica. Ia să vedem. S-a dus Sleby, S-a dus. Mai e și Ale care e prieten cu noi. Da, da, da. Acum ia să vedem aici. Nu pot să cred ce șansă am avut să se întâmple chestia asta. Să că le mai facem și păstea. Nu știu, poate de diamant și de lac să mai facem ceva pentru că astea sunt destul de cât ok. Nu, tot la fel. Ia să vedem dacă mai putem. De diamant și de lac. Ia să vedem. Am dat câteva milioane de gems, dar momentan e ok. Avem o șansă de fiecare, da? Ori să fac de 8, ori să fac de 9 level maxim. Și una asta a făcut de level 9. Wow! Chestia asta e atât de adicte, de asta așa de... Vreau atât de mult să gen, să fac chestiile astea, știi? Aș da 12 milioane doar să văd dacă se transformă, dar nu, aici cât valorează? 20 de milioane. Dacă ar fi să facem toate astea pe care le avem aici, da? Cât mai costa în total, știi? Dacă ar fi să facem tot ce avem aici de level 4 în sus, 80 de milioane. Foarte puțin, bine, nici nu mai zic de asta de Diamond, care aici sunt 50 de milioane, dar o grămadă avem. Așa că sper că v-a plăcut episodul, vindeți Rainbow chesturile, clar nu merită și ne vedem data viitoare la pe Simulator 99.